acum în plan intern cu altă informație proaspătă. Scandal în Costinești. Doi bărbați au fost înjunghiați chiar pe faleza stațiunii și au ajuns la spital. Cu mai multe informații despre acest subiect vine jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu, în direct de la Constanța. Iulia, te rog. Bun găsit! Incidentul s-a petrecut puțin după miezul nopții. În jurul orei 1:30 la 112 a fost dat un apel. Oamenii legii au fost înștiințați că pe faleza soarelui un bărbat este înjunghiat. Au venit acolo la fața locului și polițiștii, dar și ambulanța. Însă medicii au observat puțin mai încolo că un alt bărbat este rănit. Cert este că două persoane, doi bărbați, au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Unul dintre ei este într-o stare mai gravă. Acum polițiștii au identificat mai multe persoane. 5 bărbați sunt la audieri chiar la poliția Costinești. Noi vă vom ține la curent cu detalii despre acest subiect și în jurnalele următoare.